Salutare tuturor! Mă numesc Veronica Herță și sunt director executiv Green City Green City în parteneriat cu proiectul Tehnologiile Viitorului în Moldova, finanțat de USAID, Suedia și Marea Britanie, a lansat o serie de podcasturi. Podcasturi în cadrul cărora, de comun cu autoritățile publice, cu mediul de afaceri, cu mediul de academic și societatea civilă, vom aborda subiectele ce țin de economie verde, economie circulară, eficiența energetică, folosirea surselor de energie regenerabil și altele. Astăzi vom discuta ce înseamnă să fii cu adevărat verde în lumea afacerilor, în ce mod economia verde poate influența costurile și modul de gestiune a afacerii și care sunt, de fapt, beneficiile pentru sectorul de afaceri de a trece la această economie verde. Toate acestea, și nu doar, le discutăm astăzi cu Ludmila Andronic, director afaceri corporative FES Moldova. Bine Bună ați venit! Ziua. Bună ziua! Mulțumim uh, foarte mult pentru faptul că ați dat curs uh, invitației, fiindcă dumneavoastră sunteți uh, cea care chiar aveți ce spune și, după cum și spuneam, puteți să împărtășiți cu experiența, din experiența pe care o aveți, pentru a schimba, în primul rând, mentalitatea, fiindcă asta este. Uh, din punctul nostru de vedere cel mai, cel mai important pentru, indiferent ce vorbim, pentru om simplu sau pentru mediul de afaceri. Țara noastră are niște angajamente să atingă împreună cu întreaga lume uh, anumite ținte privind reducerea emisiilor de carbon. Uh, în prezent, aceste lucruri, unele sunt uh, deja uh, reglementate la nivel legislativ uh, prin uh, anumite dogme, altele sunt la voia bunului simț, hai să spunem așa. Să începem de la bun început. Cum se adaptează EFS Moldova, dar și dumneavoastră personal, la trendurile actuale, inclusiv pe partea ce ține de eficiența energetică și economie verde? Uh, eu uh, chiar aș spune că Economia verde nu este un trend, ea este un model nou de a conduce o afacere la care trebuie să ne adaptăm și nu doar pentru că avem anumite obligațiuni europene, ci pentru că an cu an, cât mai departe mergem, în rezultatul acțiunilor întreprinse de noi toți, de la cel mai mic locuitor al planetei Pământ până la mari giganți, am făcut suficient de multe greșeli în a gestiona, în general, afacerile fără a ține cont de natură. Am crezut că natura se va adapta afacerilor noastre. Iată de ce eu spun că nu e un trend să fii. Verde sau să te gândești la sustenabilitate, este un model care ne va permite să continuăm să activăm. Dacă stăm și ne uităm peste um, legislația europeană, peste directivele europene, care la momentul actual nu sunt obligatorii pentru Republica Moldova, ele conțin foarte, foarte multe lucruri concrete, măsurabile cu ținte, de ce trebuie să fac fiecare companie, fiecare întreprindere, în dependență de sectorul pe care îl reprezintă, în dependență de volumul de producție și așa mai departe. Da? Și aceste directive sunt obligatorii. Unele dintre ele sunt la bunul simț deocamdată, exact. altele sunt obligatorii. Noi încercăm să ne integrăm pe o piață europeană. Eu acum nu vorbesc de integrare europeană la nivel sociopolitic, eu vorbesc de integrare economică și în vederea unei integrări europene, noi trebuie să ne adaptăm condițiilor și cererilor de piață și de reglementare care există acolo. Și probabil că noi suntem cei care trebuie să accelereze cel mai tare procesul ăsta de înversirea economiei, pentru că Europa merge mult înainte, pentru că este foarte strictă în reglementări, pentru că este foarte strictă în aplicarea penalităților, Pol poluatorul plătește, iar cel care nu are responsabilitatea poluării plătește dublu, triplu, înzecit și plus la toate, reglementările europene vor merge până în momentul în care nici partenerii din afara Uniunii Europene nu vor putea opera pe piețe fără să se conformeze acestor reguli. Pentru că, pe de o parte, este Uniunea Europeană care reglementează, pe de altă parte sunt țările din America de Nord, Statele Unite, Mexicul, Brazilia, care au partea lor de reglementare. Există țările asiatice care au parte de reglementare. Africa este foarte dură acum în ceea ce privește condițiile de activitate din punct de vedere ecologic. Așa că noi, adaptându-ne, de fapt, ne pregătim pentru posibilitatea de a lucra pe niște piețe în afara Republicii Moldova. Exact. Mi-aduc aminte anul 2016, anul în care eu, pentru prima dată, am aflat că, de fapt, EFES Moldova este o întreprindere care practică economia verde. Și explic de ce. Hotărârea Guvernului 950, care este încă din 2013, 2013 prevede obligativitatea agenților economici de a avea stații de prepurare. Ori eu, în 2016, fiind în funcția de director AP Canal, am început să studiez domeniul. Și am aflat atunci, cu mare surprindere pentru mine, că Efes, Moldova, deja avea această stație de preepurare. Întrebarea mea ar fi, dacă cunoașteți, care a fost acel moment sau acel, acea clipă în care Efes a realizat că este nevoie să-și să schimbe modul de gestionare a afacerii. Uh, Când îmi dau seama că a fost probabil și mai înainte. A fost mai înainte. Lucrurile, de fapt, stau foarte simplu. În momentul în care această companie a fost preluată, după privatizare, și eu de multe ori spun, FS este una dintre cele mai de succes companii din punct de vedere a modului în care a fost privatizată și administrată ulterior, deci noi nu am pierdut nici din producție, nici din angajați, nici din uh, potența de piață. Și la un moment dat ea a fost susținută către Nissan Enterprise Fund, care a oferit finanțări, dar pe de altă parte au venit și investitorii turci și a fost contractat la un moment dat un credit de dezvoltare și pentru a avea acest credit de dezvoltare condiția IMF a fost stație de epurare a apelor și stație de colectare a apelor pluviale și uh, colectarea lor. Uh, și nu a fost o decizie care a fost luată doar la nivel de Moldova. Deci, în toate țările în care FS, are fabrici, acolo există și stații de epurare. Asta a fost condiția de retehnologizare a fabricilor în momentul în care ele au fost procurate. Și uh, este o chestie extraordinară pentru că noi suntem consumatori de apă. Noi și extragem apă, poate cineva nu știe, noi pe teritoriul fabricii avem două fântâni la 100 și ceva de metri, deci noi suntem extractori de apă, prin urmare noi avem o responsabilitate dublă față de natură, pe de altă parte a produce bere nu înseamnă numai că ai pus malțul, la ai fiert și așa mai departe, ai pus lichidul, dar înseamnă curățare de sticle, asta înseamnă aburi pentru dezinfectare. Deci e mult consum da, de apă. Da, e un proces tehnologic destul de... Exact. Comparat. Și scopul este de a minimiza cheltuielile de apă, în special care vin din canalizarea orășenească. da? Pentru că atunci când noi luăm din fântână, noi luăm strict pentru produs. Deci berea este produs strict de acolo, din fântână. Când vine vorba despre apa tehnică, aici noi suntem conectați la sistemele orășenești. Da. Și iată aici este important să poți să reciclezi apa, să pui o parte din ea iarăși în serviciu tău propriu, pentru că noi o folosim inclusiv câteodată apele pluviale, în special pentru necesitățile noastre, pentru spălătoria noastră de mașini și așa mai departe. Iar pe de altă parte este important să dai înapoi în sistemul urșănesc apă curățată. Exact, fiindcă și cel care ne ascultă acum ar trebui să înțeleagă că această apă care iese de la noi ca apă uzată, ea ajunge în mediul natural, ajunge exact. în râul, pentru Chișinău ajunge în râul Bâc. Exact. Și indiferent de localitatea despre care vorbim, ajunge undeva în spațiu natural. Exact. Care ar fi, dacă ar fi să grupăm beneficiile, pe termen mediu și pe termen lung, al faptului că ați devenit o întreprindere care aplică și care folosește mai multe metode și ajungem la lanțul tehnologic pe care îl aveți, să vedem care sunt, care sunt acele tehnologii pe care le folosiți pentru a, deveni, pentru a folosi economia verde, hai să spunem. Care sunt beneficiile pe termen mediu și termen lung deci, pentru o întreprindere? Eu n-am să ascund că care îmbunătățire a modului în care funcționează compania, prin prisma eficientizării, pentru că a face economie verde înseamnă a cheltui eficient, are o, un rezultat pozitiv asupra uh, indicatorilor noștri economici. Că poate nu se observă din prima, că necesită întâi niște investiții, este altceva, dar din punct de vedere al efectelor pe termen lung, aceste decizii aduc beneficii incontestabile. Da? Iată eu am să încerc să merg așa, cam în direcția în care a fost pusă întrebarea. Stația de epurare, da? 1. Noi putem să ne spălăm mașinile noastre proprii. Este o economie? Este. Pentru că a spăla o mașină la o spălătorie, ori noi avem un parc de mașini foarte mare și el trebuie să arate bine pentru că în momentul în care tu furnizezi un produs alimentar cu conținut de alcool, el trebuie să fie adus într-o mașină de un agent care e curat, arată bine, așa mai departe. Deci este o economie simplă la nivel de reutilizare a apelor pluviale. Doi, nu plătești și e scump să plătești la apă canal. Mai ales pentru un agent economic. Exact, pentru un agent economic cu așa tariful. volume. Da. să plătești pentru apă care nu ar corespunde anumitor parametri tehnici care de deversare. Da? Cu cât deversezi o apă mai murdară, mai puțin curățit, cu atât prețurile Prețurile, costurile sunt foarte mari. Uite, poluatorul plătește. Exact, și noi evităm aceste plăți pentru că noi aducem această apă. Da, asta a necesitat întâi o investiție de 4 sau 5 milioane de uh, dolari, dar în timp ea se rezolvă. Ulterior, noi ne-am gândit, am măsurat, am căutat, asta e un pic, dar ce facem noi cu gazul ăsta, biogazul care se emană din apele curățate da? hai să-l reutilizăm anul trecut am instalat un aparat de captare a biogazului care ne dă o eficiență de 10% la gazul cheltuit per total Super. deci 10% din gazele pe care le utilizăm în producție sunt de proveniență de la propria noastră producere, producere. Uh, apoi, ok, există bioxidul de carbon care se emană diox, e bioxid, nu ăsta, gazele, car, care uh, carbonatează băuturile. Da? Da. Noi nu îl cumpărăm de undeva sau nu. Îl, dar este ceea ce producem noi, în, după care îl folosim în momentul în care avem nevoie să carbonatăm produsul final este și asta o chestie deci asta e să cei ce, ce ține de partea asta de apă și producția apei a doua parte vine din, dintr-o decizia noastră de foarte mult timp de a miza pe ambalajul reutilizabil deci nici nu reciclabil dar reutilizabil noi niciodată nu am renunțat la sticla care poate fi folosită de mai multe ori. Anterior doar unele dintre berile noastre erau ambalate, cele care aveau un ciclu de viață mai, mai scurt se vindeau mai repede, erau ambalate în sticlă reutilizabilă. Astăzi absolut tot ceea ce producem aici local și este ambalat în sticlă este sticlă reutilizabilă. De aici și eforturile noastre permanente de a promova depozitul sau sistemul de garanție, returnare, la nivel de lege. Noi avem parteneri foarte buni la nivel de mici magazine, care cu plăcere primesc înapoi sticlele noastre, oferă înapoi bani, produs și așa mai departe, ori atâta timp cât noi nu-l avem la, la nivel de lege, Marele lanțuri de magazine nu practică lucrul ăsta. Acum însă au înțeles și ele că va trebui să mergem într-acolo și sperăm că prin 24 sau începând cu anul 25 să avem sistemul de garantare-returnare sau sistemul de depozit aici în Republica Moldova. Și asta ne oferă două lucruri. Unu, este reutilizarea sticlelor atunci când este cazul, pentru că nu toate sunt reutilizabile. Da. Doi, colectarea corectă a ambalajelor de la băuturi adică un ambalaj curat pe care eu deodată el este sortat l-am presat l-am dus, l-am vândut nu e, da, nu e necesită un efort suplimentar. plus consumatorul știe domnule eu în fiecare sticlă de apă sau de bere sau orice am cumpărat am băgat și 2-3 lei, lei cât acolo pentru ambalaj. ambalaj când ai o singură sticlă de la o bere zici, ai pentru 2 lei mă mai duc eu la magazin dacă când într-o săptămână strângi 7 opt sticle sau poate și mai mult, pentru că e vorba despre sticle, peturi și ambalaj de aluminiu de la orice tip de băutură și când te uiți cum arunci banii în vânt și în schimb ai putea să-ți iei banii înapoi, atunci orică ești un om responsabil, orică ești un om calculat, orică ești un om care este inclusiv constrâns de uh, anumite situații materiale, și nu vrei să arunci banii în vânt, te duci și în magazinul în care îți faci cumpărăturile, întâi întorci acest ambalaj. Exemplul țărilor baltice arată că, într-un an de zile, procentul de colectare ajunge la 90 ceva de procent. Nimeni nu mai vrea să arunce banii. Sper foarte mult să ajungem și noi acolo. Ori pentru noi, cei de la Green City Labs, să știți că, de fapt, aceasta este o mare provocare. Este unul din proiectele demonstrative pe care n-am reușit la moment să-l lansăm oficial. Sper în scurt timp să o facem, fiindcă mecanismul financiar pentru responsabilitatea extinsă a producătorului, așa și nu a fost dus la bun sfârșit. Dar, tot aceasta presupune și o relație bună cu clientul. Acum, întrebarea ar fi. Cum v-a ajutat, sau v-a ajutat, sau nu v-a ajutat în relația cu clientul faptul că aplicați principiile economiei verzi? Și care a fost efectul asupra brandului pe care îl aveți? Dacă s-a făcut o analiză? Noi nu am făcut o analiză cu calcule, însă, noi, la un moment dat, ne-am propus să, să scoatem în evidență aceste activități și nu pentru a ne lăuda. Noi avem cu cine lăuda multe, dar am vrut să devenim, într-un fel, lideri catalizatori ai schimbării. De asta am fost foarte activ atunci când a fost vorba de negocierea legislației, reglementărilor cu statul și nu doar pentru a crea condiții propice, dar pentru a veni și a promova această legislație, pentru că au fost destul de multe impedimente în a promova legislație legată de responsabilitatea extinsă a producătorului de toate. Dar care a fost cel mai mare obstacol în devenirea exemplului FS, Moldova, afacere Verde. Iată, cel mai mare întâlnit până în moment. până la momentul actual. Bine, dacă stăm așa, nu, nu că ar fi un obstacol, dar totuși. Provocare hai să minunea spunem. asta este și costisitoare. da. Și atunci, dacă ținem cont de faptul că ultimii ani au fost ani de provocări permanente, poate că. În alte condiții ar fi fost investiții și mai mari. Unul am. Doi, poate că nu ar fi fost investiții nici măcar cât astea, și -o explic de ce. Războiul din Ucraina, pandemia, au fost două stresuri sociale majore care ne-au arătat că se poate trăi altfel și că deciziile trebuie luate repede. Da? Și faptul că astăzi compania vineri vinerea lucrează de acasă. Uh, oficiu și uh, nu numai oficiu, dar și producerea, vine de acolo că noi la momentul când uh, electricitatea la un moment dat uh, o luase razna la prețuri, gaz, nu știam o să avem, nu o să avem, Prima idee care ne-a venit, hai să începem să limităm aceste cheltuieli. Și am auzit și critici, inclusiv de genul, dar și omul acasă, adică să-și cheltuie electricitatea. Nu-i vorba de asta. Dă-i omului un salariu bun, exact, și fii. Să -și, asta. Uh, uh, și creează condiția asta să stea acasă, să-și facă lucrul, dar gândește-te că e una să-ți ții un calculator aprins acasă și să lucrezi la el și e altceva, să o fabrică întreagă, să o încălzești, să o luminezi 24 de ore, adă transport, du transport. Deci beneficiul economic și presiunea asupra Sistemului energetic în aceste perioade de iarnă, când el este supra-solicitat, pentru că vara noi nu lucrăm da. în același regim, da? Lucrăm uh, 5 zile, acum 4. E unul la mână, doi la mână când am început noi să gândim, da, hai, da de unde să mai luăm leacă de gaz natural, da, de unde poate mai așa, poate mai pe dincolo, cum ne eficientizăm, tot. Deci, înainte ne gândeam și acționam mult mai încet. Acum, acționăm și gândim concomitent și încă avem planuri multe, doar asta am zis că în ultimul timp, în ultimii doi ani, costurile la foarte multe uh, tehnologii legate de economia verde au explodat și ele. Da? Uh, uneori uh, dorințele tale nu se pupă și nu există la momentul actual, dar eu sper să se redreseze situația, un program național de finanțare a inițiativelor verzi mari, structurale. Noi, de multe ori, presăm chiar guvernul în acest sens, explicând că e foarte frumos când pui două panouri solare și ai, nu știu, apă caldă undeva în câmp să se spele angajații. E foarte frumos. Da. Dar astea sunt investiții care nu schimbă esențial structura uh, economică. Da? Ele au un efect minor uh, în cazul dat e nevoie de investiții structurale pe care le pot face numai companiile mari. Și noi, am spus, noi nu cerem granturi. Noi nu cerem să ne dați bani degeaba. Ajutați-ne să obținem bani ieftini. Ajutați-ne cu niște garanții. Poate cu o parte de grant. Da, dar vorbeam în cadrul podcastului precedent cu domnul ministru, domnul Parlecov, referitor la suportul care ar veni din partea statului pentru mediul de afaceri, dar și de cota care revine mediului de afaceri în ceea ce înseamnă consumul de resurse energetice, care este, am spune noi, pe același cântar cu consumul pe care îl au instituțiile publice și atunci probabil că aveți dreptate, este bine să ne axăm pe suportul, în primul rând, întreprinderilor mari, celor mai mari consumatori de resurse energetice, pentru a avea, avea un rezultat palpabil. Pentru Și Ideea o... este următoarea: că în momentul în care eu finanțez o instituție publică, deci eu, pas cu pas, îmi micșorez cheltuielile bugetare. În momentul în care eu finanțez o companie privată mare care aduce un beneficiu, eu pas cu pas îmi cresc veniturile bugetare. Da? Pentru exact. că, că o companie, profitul companie, profitul crește, cresc posibilitățile și așa mai departe. Deci, asta e partea Buna lucrurilor. Da, este frumos. Este interesant ceea ce spuneți: că v-ați schimbat modul de gestiune a afacerii prin faptul că pentru perioada rece ați trecut la patru zile de muncă. Cum au primit. Bine, sunt cinci, de fapt, dar patru da, din oficiu, da? patru da. din oficiu. Cum au primit, de fapt, angajații această schimbare? Au acceptat-o ușor sau. Cu bucurie! Nu? Că... <laughs> a fost bucurie cea mai mare. Nu, deci, uh, poate că ar fi arătat mult mai straniu dacă nu aveam anterior experiența pandemică. Oamenii deja știau cum să lucreze. De -a. Deci noi, ca și companii, nu vedeam o problemă în asta. Noi am văzut cu oamenii noștri, pentru ei este indiferent că el lucrează din oficiu, că el lucrează de acasă. Sunt va face și el în sarcina asta vineri sau o va face o duminică seara, da? Dacă va arde și va trebui să aibă un rezultat vineri până la masă, el așa o să facă. Dacă chestia asta așteaptă, ce mă deranjează pe mine ca și companie când face el asta, vineri sau duminică? Dacă poate lui vineri are alte chestii de făcut. Deci reorientarea gândirii pe muncă de rezultat, pe așa, ce este de asemenea foarte importantă în, în cazul dat. Știu, noi am trecut împreună cu dumneavoastră pe drumul apei, hai să spunem așa, și cu ceea ce, se întâmplă, ceea ce se întâmplă în procesul tehnologic cu apa uzată. Dar din ceea ce cunosc eu, aveți și alte exemple de măsuri concrete pentru asigurarea economiei verzi cu celelalte deșeuri. Da? Aveți Borhot, ca rezultat a procesului tehnologic. Ce se întâmplă cu el? Care sunt tipurile de automobile pe care le folosiți? Deci, Aș vrea să facem așa o paranteză. Mai, mai multe, da. da. Care sunt măsurile concrete da. pe care le faceți? Deci în ceea ce privește borhotul, borhotul este, pentru cei care poate nu știu ce înseamnă asta, deci ăsta este uh, malțul care a fost... Uh, care rămâne uh, ca un deșeu, hai să spunem așa. Da, deci după ce este prelucrat, este, dacă am face o comparație cu vinul, este cum ar fi Tescovina la vin, da? Noi avem borhot. Uh, borhotul este extrem de bogat în proteine, pentru că ăsta este malț, malțul este orz, orz încolțit, yoga în picioare. Da. Da? La momentul actual și de ani buni de zile, noi vindem acest borhot mai departe, spre sectorul agricol, către cei care cresc animale cornute mari, pentru că asta este o hrană extrem de benefică pentru ei. De asemenea, dacă există excese sau dacă cei care procură de la noi pentru animalele curnute mari nu au nevoie de asemenea volume, crescătoriile de pești vin la noi. Chiar săptămâna trecută, deci noi am avut o, un team building și am mers la Costești și proprietarul de la Costești nu mai ne-a văzut și a o, oh, dar eu cumpăr de la voi borho, știți ce pești mari cresc eu cu el, că la amestec cu alte cereale. Deci asta e pe partea de uh, borho. Apoi noi avem, deci nu numai sticla este reutilizabilă, tot ce înseamnă sticla reutilizabilă, ea merge spre magazin și vine înapoi în lăzi de plastic reutilizabil. Adică o ladă de ce noi avem lăzi care au 10-20 de ani. Noi avem o secție care se ocupă de reparația paleților. Deci paleții când vin unii dintre ei distruși, rupți și așa mai departe, ei au grijă, majoritatea dintre ei, să îi repare. După care noi avem separarea deșeurilor periculoase, non-periculoase. Deci, poate oamenii nu știu, nu știu, dar noi avem un teritoriu enorm. Deci, Efesul nu este ce se vede în față. Efesul sunt cam vreo nou stadioane cam cam așa ceva, da? Deci, e enorm. Și atât în spate sunt depozitele în care la noi stau cârpi uleioase, plastic, alte deșeuri care nu pot fi utilizate și așa mai departe. Deci asta se practică în mod clar. Plasticul care rămâne ca deșeu deja, adică nu știu, s-a stricat la de ce, s-a rupt, s-a distrus, este pe loc um, mărunțit, noi avem o mașină de mărunțit, este mărunțit pus în bag in box astea mari și ulterior este vândut către producătorii care fac alte materiale din plastic uh, reciclat. Da? Deci, asta sunt. Referitor la parcul de mașini, nu pot să mă laud că am avea mașini electrice și pot să explic de ce. Noi am avut o discuție foarte lungă, noi ne-am mm. gândit să începem să aducem mașini electrice, chiar am avut în probă, dar ne-am dat seama. Noi avem agenți comerciali. Agentul comercial face sute de kilometri pe zi. Ar fi... Și când am discutat noi asta, acum mai sunt încă niște stații de încărcare a automobililor electrice. Atunci erau foarte puține. Și iată, noi ne-am închipuit situația, da? Iarnă, frig, agentul nostru se duce undeva la 80 de km de Chișinău și mașina lui face pac. Și nu poate ajunge înapoi. Și nu poate ajunge înapoi. Deci e o chestie care ține de... Cum zic eu? De securitatea și sănătatea oamenilor. Deci nu este... Da, trebuie să mai sigur, siguranța. Exact. Faptul că noi știm să planificăm producția noastră, ca ea, deci noi avem un sistem foarte performant de planificare. Asta de asemenea îți dă o eficiență pe linie. Da? Deci noi în fiecare an în compania noastră are loc un festival de inițiative care se numește Bifikir. Hmm. Bifikir este la nivel dintre grup și se traduce din turc cu o idee. Și da? iată, de cele mai multe ori echipele noastre ingineriești, în fiecare an vin cu câte o idee de eficientizare de lucru a liniilor. Dacă, nu știu, anul trecut pe o linie, odată spuneau capacul la 5 sticle, acum spun la 6. Da? Gândiți-vă numai da. câtă eficiență. De... Deci, și oamenii noștri, deoarece noi avem ingineri foarte bine pregătiți și ei se entuziasc de felul lor și știu că asta înseamnă festivalul respectiv și poți să ajungi până în Turcia la finală și primești pun premii și premii și nu știu și, eu și, ei cu soluții. și ei vin cu soluții în permanență și iată noi în fiecare an avem de la foarte mici până la foarte mari idei de eficientizare a procesului de uh, producție. Da? Foarte frumos. Din ceea ce spuneți, de fapt, că noi nu putem spune că FS Moldova se oprește aici, în ceea ce înseamnă continuarea, în ceea ce înseamnă aplicarea economiei verzi. Uh, noi abia am continu... început. Da. Ceea ce am făcut noi este încă foarte puțin și eu asta vreau să spun. Astea sunt niște exemple. Eu nici pe departe nu vreau să pretind că noi am trecut la o economie verde, dar... Asta este o invitație pentru fiecare companie să privească cu ce poate să înceapă. Da? Pentru că ăștia care au, noi avem frigidere, refrigeratoare și așa mai departe, s-a schimbat freon, ce s-a mai făcut, treci și cumperi de tehnică cu eficiență energetică sporită și așa mai departe. Până a trece la total verzi sau până a putea spune cu mândrie că eu sunt o economie verde, Trebuie să înțelegem întâi ce înseamnă asta, și din acest punct de vedere, sarcina dumneavoastră este foarte importantă, la modul sincer. Care poate fi realizată doar împreună? <laughs> în sensul în care noi trebuie să arătăm companiilor ce înseamnă managementul verde. Nu v-ați gândit să încercați să faceți și cu mediul de afaceri, să le dați posibilitatea să vină să învețe din din experiența pe care o aveți prin vizitarea... Dar noi nu avem nicio problemă, adică dacă oamenii își doresc să vadă, deci noi suntem printre promotorii activi a ideii astea și toți cei care și-au dorit să vadă cum funcționează stația, ce bacterii folosim noi acolo, care sunt riscurile și așa mai departe, cum funcționează stația de biogaz, toate negocierile care le-am dus pentru că noi mai aveam așa niște planuri pe care o să le ducem până la urmă la capăt mult mai mari, mult mai uh, impunătoare așa din punct de vedere, deci nu este o problemă și dacă există o asemenea dorință și E necesar un asemenea program, eu cred că, nu eu cred, eu vă asigur că noi facem, dacă trebuie, și green brewery tour. Foarte frumos, pentru că oricum este bine atunci când omul are posibilitatea să vadă cu ochii Așa. proprii cum și-a schimbat o afacere, modul inclusiv de gândire, fiindcă tot pornește de. de la... Noi, în general, oamenii greu ne schimbăm, greu acceptăm orice schimbare cu atât mai mult atunci când e vorba inclusiv de resursa financiară, poate și mai greu accept schimbarea. Dar dacă vezi cu ochii tăi care sunt reușitele și realizările unei afaceri, ce să ne începi să gândești? Eu aici aș vrea să spun un moment foarte important. Noi am vorbit despre impedimentele care ar fi pe lângă rezultate. Eu aștept să aud din punct de vedere strategic, care tip de energie, care tip de activități vor fi considerate în Republica Moldova ca fiind strategice? Pentru țară. Deci, nu să ni se spună că energia verde este strategia noastră, ci concret. Noi vrem să majorăm procentul de energie verde, nu știu, solar, ok. Noi vrem. Nu solar. Noi vrem hidra. Ok? Noi nu vrem hidraulică, vrem... Euleană. Și explic de ce. Să nu ne aruncăm toți în investiții care ulterior se vor dovedi a fi netrebuincioase nimănui. Sau embarrassing, spun englezii, da? Uh, pentru că, ok... E, tot, toată lumea la un moment dat merge și pe energie solar. S-a dovedit că ok, nu avem legislația pusă la punct, nu avem probleme de... Foarte bine. Întrebarea mea numărul 2. Ce facem cu panourile solare în momentul în care ele și-o trai și-o mânca mălaiu? Nu avem o răspuns. Nu avem... Deci strategia trebuie să răspundă. Avem noi capacitatea să le... A reutilizăm, ce facem din ele construim garaje, le punem pe asfalt, deci asta e ideea, noi trebuie să gândim cap, coadă și pe termen, și, termen să lung inclusiv. și pe termen lung în primul rând pentru că energia nu este de azi pe mâine Iată, eu asta vreau să aud ca și companie, ca nu eu să pun să contractez pe cineva ca producător de solar și peste zile, păi, dar și tot veniți cu solarul ăsta, că noi, în general, nu avem nevoie de această energie, este... Nu este green, da? Că se poate întâmpla că peste 2 ani de zile să nu considerăm solarele green. Este un risc? Este un risc. Deci de asta noi avem nevoie, dacă vreți, de o strategie simplificată. Nu să mi se spune, păi, da, există strategia națională, există... Nu! Foarte simplificat. Uite, noi vrem 40%... Este lumină venită de la soare, 20% vine de la vânt, 40% vine din resturi agricole, pentru că noi o pornisem foarte bine, cel puțin pe zona de încălzire rurală și nu doar rurală, a clădirilor publice pe aceste uh, peleți și brecheți și nu știu cum iar am uitat de chestia asta, da, am instalat, am făcut lucruri extraordinare, de ce nu? Ce? Nu mai avem paie, nu mai avem... Uh... Exact. Eu, eu sper foarte mult că legea numărul 10, legea privind folosirea surselor de energie regenerabilă, să răspundă la aceste întrebări, dar probabil că aveți dreptate, este nevoie de o prezentare mai simplă a lucrurilor care sunt descrise acolo, ca omul de rând, ca cel care gestionează afacerea, care nu este specialist în domeniul energetic, hai să recunoaștem că nu, nu e normal să le cunoaștem pe da. toate, nu? Să înțeleagă simplu unde este zona de intervenție a lui și cum poate Poate să-și asigure că investiția pe care o face astăzi nu va fi este... taxată mâine. Da, și nu este în zadar, sau <laughs> și așa mai departe. Am o întrebare. Ce sfat ați oferi ascultătorilor, indiferent de faptul că vorbim de mediul de afaceri sau o gospodărie casnică, care ar fi acțiunile pentru a asigura un viitor verde? Ne-am la început că este nevoie astăzi să gândim și să ne schimbăm modul în care gestionăm gospodăria noastră, afacerea noastră, amprenta pe care o lăsăm pe acest pământ, pentru a avea un viitor mai bun generațiile care vin. Aș zice în felul următor. În primul și în primul rând, oamenii trebuie să-și revadă casa. Da? Să devină ei eficienți din punct de vedere energetic și din punct de vedere al resurselor pe care le um, consumă. Ce ar însemna asta mm, și o spun nu pentru că fac uh, apeluri acum, eu o spun că am trăit-o pe propria piele. 1. Da? Uh, toți ne plângem că energia este scumpă și energia când este utilizată, ea este poluantă. Da? Cu cât mai mult utilizăm, cu atât mai mult poluăm. Deci, unul la mână. Atunci, dacă vă construiți o casă, gândiți-o din punct de vedere a modului în care ea să fie cât mai neutră din punct de vedere natural. La început pare scump, pe urmă îți dai seama că această investiție s-a meritat. Merita. Dacă aveți deja o casă, un apartament, care sunt ineficiente din punct de vedere energetic, izolați și schimbați geamurile. Eu sunt omul care după ce a izolat și a schimbat geamurile a simțit diferență absolut sesizabilă de temperatură. 3. Gândiți-vă la surse alternative de încălzire. Nu rămâneți niciodată pe o singură sursă de încălzire. Încercați să le combinați cât mai mult. După care sortați gunoiul. Eu înțeleg toată lumea zice, dar după asta tot de una merge și nu sortă învățați acest exercițiu pentru dumneavoastră. Da? Eu stau la Tohaten. Eu am serviciu de salubrizare o dată pe săptămână. Prin urmare, eu nu pot să-mi permit să strâng foarte mult gunoi. Da? Și sortatul, chiar dacă ulterior toate se aruncă în aceeași mașină, dar mă ajută ca acolo unde am biodigerabile sau din astea care miroase mai rușe, să, să am mult mai puține decât dacă aș pune toate luate împreună eu am trei um, din astea așa de sortat și pun acolo gunoi uscat eu împart pe fracție umedă și fracție uscată. uscată da. cel puțin atâta, pentru că asta o să vă ajute ulterior să vă obișnuiți cu uh, sortatul uh, deșeurilor nu aruncați deșeuri electronice și electrice unde se nimerește. Acum poți să te duci să le dai înapoi, nu te costă mare treabă. Din punctul ăsta de vedere deci este absolut posibil să dai orice lucru în... Nu dați foc la frunze, vă rog eu frumos, pentru că din păcate și acum când mai mergi în sate prin octombrie miroase a fum, și oamenii trebuie să înțeleagă că nu este vorba că asta nu e un moft și nu e vorba de miros și să nu spună că apoi așa au făcut și tătuca și mamuca. așa a făcut și tătuca și mamuca, și tătuca și mămuca trăiau 50 de ani după care se duceau pe lumea cealaltă să nu-mi spună nimeni acum că oamenii erau înainte mai sănătoși pentru că ei la 50 de ani deja se pregăteau de moarte și dacă trăiau până la 55 erau considerați longevivi. Da. Noi acum vrem să trăim sănătoși, copiii vrem să ne fie sănătoși, deci sunt niște lucruri foarte și foarte simple. Cumpărați tehnică cu un grad înalt de eficiență, da? A, 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 cam Plus. așa este, da. Schimbați becurile din casă pe leduri. uri ce se mai poate face? Acceptați că iarna e frig în <laughs> casă. Schimbați-vă. Da, asta nu înseamnă că trebuie să stăm în frig și să înghețăm, da. dar asta înseamnă și încă ceva. Noi avem un obicei foarte prost în construcția caselor noastre. Noi facem case mari, după care le încălzim doar parțial. Și, de fapt, asta este absolut lipsit de orice eficiență energetică și nu de. Niciuneză. stricăm și casa da. și nu avem un efect economic scontat. Deci, mai bine faceți case un pic mai mic, încălziți-le la un grad un pic mai mic, dar în totalitate. Mulțumesc tare mult! <coughs> aș veni în următoarele clipe cu câteva întrebări la care o să vă rog să răspundeți scurt, 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 fiindcă aș vrea să revenim la mediul de afaceri. Uh -huh. Apropo, ideile pe care le-ați menționat pentru omul de rând, pentru consumatorul casnic, hai să spunem uh -huh. așa, sunt extrem de minunat și extrem de simplu explicate, ceea ce este de apreciat. Mersi tare mult! Efes Moldova, alege inovația sau eficiența în calea sa spre o afacere mai verde? Uh, pentru moment, suntem încă la eficiență. Atunci când vine vorba de sustenabilitate, Efes Moldova preferă calitate sau cantitate? Uh, da, aici nu poți să mergi pe cantitate doar și pe calitate exclusiv, da? Deci eu vorbesc din punct de punctul de a raportării. Eu știu cum se raportează sustenabilitatea. Sustenabilitatea are și indicatori cantitativi, și indicatori calitativi. Deci și cel mai interesant că orice indicator cantitativ trebuie să fie explicat după asta calitativ. Da, deci e o combinație. Da. Economia verde înseamnă pentru Efes Moldova mai multă responsabilitate sau oportunitate de creștere? Și și. A, și sincer, tot ce am făcut noi, noi am făcut-o pentru că a fost oportun. Economia verde pentru Efes Moldova înseamnă transformare sau evoluție? transformare cu scopul de a evolua. Frumos! <laughs> Și care credeți că el este cel mai mare mit despre economia verde pe care EFS Moldova a reușit să-l contrazică prin acțiunile sale? Nu știu dacă am demitizat ceva, dar eu am să spun pe ultima noastră investiție hmm. Nu că ar fi fost un mit, dar noi am crezut că această recuperare a biogazului e așa un fel de acțiune care, da, va da o anumită eficiență, inclusiv la nivel de producător nouă ni se garantau 7-8%, eu nu știu ce a făcut directorul nostru tehnic, dar el uneori a ajuns și la 12%. Wow. Deci așa că asta a fost, dacă vreți, o realitate pe care a bătut-o echipa noastră tehnică, în sensul în care se spune că biogazul nu este foarte eficient, da? din punct de vedere a volumilor pe care poți le produce și așa mai departe, s-a dovedit că lucrul ăsta este eficient și că uh, un alt mit când spui că, poate nu e un mit, dar este o credință socială, că ei niște mărunțușuri acolo, stânge lumina, de temperatura mai jos și așa mai departe. Da, dacă o iei per persoană, dacă o iei per zi, dacă așa, sunt sume mici, sunt uh, rezultate mici, dar luate la nivel global, puse toate împreună, un an de zile, doi ani de zile, trei ani de zile, rezultatele sunt spectaculoase. Vă mulțumesc foarte mult, a fost o plăcere pentru noi să vă avem invitat în cadrul podcastului și este frumos atunci când avem să ne lăudăm și noi cu experiența întreprinderilor din Republica Moldova de a aplica mai multe măsuri și de a asigura o, o, o economie verde. Mulțumesc, mulțumesc frumos mult. pentru oportunitatea de a povesti câte ceva.